Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars cu cei mai tari legendari, pentru că astăzi o să avem un episod foarte special pentru că am mai reușit să mai pușez. Pe lângă asta, bă, am făcut și un box opening, dar o să vreau cel mai probabil să pun direct episodul respectiv, doar că acolo nu o să mi se vadă fața, dar o să mi-auziți vocea. Așa că o să vă las direct box opening-ul, doar că nu o să mai vedeți fața, pentru că inițial am înregistrat, dar nu am reușit să înregistrez cu facecam-ul și așa mai departe. Așa că vă las direct cu episodul acela, pentru că să fie destul de interesant, așa că rămâneți neapărat până la final, pentru că am deschis practic din previous season, din sezonul anterior și din sezonul acesta din Brawl Pass. O să vedeți exact acolo, așa că vizionare plăcută! Așa că hai prima oară să deschidem toate boxurile din ăsta. Băi, am uitat să vă zic că am mai reușit să pușez 25.747 de trofee. Oh, da! Așa că hai să deschidem boxurile astea. Să vedem dacă ne pică și nouă ceva. Poate cine știe, o să reușesc să iau un... Oh, dăm ceva bun, dăm ceva bun. Vai, Star Power pe Jesse, bine mă! Ia să văd ceva... Scrappy the Turret new shoots energy orbs that bounce between enemies. Bun, bine mă, uite mă că îmi pică și mie Star Power, bă. Oricum aveam nevoie de Star Power. Hai să vedem ce ne mai pică. Bun. Două. Deja începe să nu mai îmi pice nimica. Asta e. Cu toate că aș fi vrut să... le mai strâng ca să am șansă pentru giruri, cum se pronunță, dar asta e. Momentan să mai fac niște coins ca să reușesc să mai dau upgrade la power 10 parcă sau power 11 ca să reușesc, pentru că altfel nu pot și de aia mă gândeam mai întâi, bă, să fac rost de coins ca să am să dau upgrade, că altfel degeaba, dacă nu am să dau upgrade, degeaba. O să-mi trebuiască și Star Power. Haide, mă. Nu Star Power, pardon. Star Points-uri din alea. Ca să reușesc. Haide, mă. O să dau upgrade. Haide. Star Power, Gadget. Pe Spike, bun. Spike shoots three waves of needles. Bine, mă, toată, bă. Hai că-mi pică și mie Star Power cu Gadget, oricum aveam nevoie pentru că le folosesc și aia e chestia, că mult, ați văzut că eu, de exemplu, nu am la toți brawlerii Gadget-uri și toate astea, nu am. Bun, am terminat aici, hai să deschidem și ce mai avem până aici. 205, dar dă-mi bă ceva bun. Brawl Box. Mamă, cum ar fi fost legendară din Brawl Box. Ar fi fost genial. Oh! Token doubler, ce m-a speriat. Hai că e bine, hai că e bine până acum. Bă, măcar mă mulțumesc cu Star Power și gadgetul ăla. Două gadgeturi de fapt. Hai să vedem cu pe cine să pun power points, așa mă. Ok, o să trebuiască să fac, ia, power 10 mă, deci. Băi, aș pune pe Shelly, sincer. Că oricum e rank 25. Dacă vă uitați voi bine aici, cam atâta, da. Power 9 mai am și pe Piper, doar că mie îmi trebuie să dau și... Da, cred că o să pun pe Shelly. Da, o să le pun pe Shelly. Ca să reușesc după aia să dau upgrade. Toate power points-urile o să le pun pe Shelly. Pentru că este și de rank 25. Strâng coins ca să-i dau și upgrade apoi. Pentru că o să-mi trebuiască. Nu am mai făcut de mult un box opening pe contul meu. O să vreau să-mi fac un nou cont secundar. Asta implică... Ai de capul meu, Gadget! Pe Griff! Bun, bă! Și eu folosesc Griff foarte mult. Griff drops a firecracker. Ok, o să văd ce o să facă în momentul în care o să mă joc. Bine de tot! Pe Griff, mie îmi place foarte mult Griff să joc cu el. Bun, power points, Shelly, te-ai dus. Big box, hai. Dăm ceva, gems, ok. Strâng gems pentru următorul Brawl Pass. Mă rog, să cumpăr Brawl Pass-ul.
Bun, și mai avem încă două, hai. Ceva. La tier 40. Nu știam că am ajuns la pe tier 40. Bun, hai să vedem dacă am reușit totuși să strâng ceva coins. Bun, 2478. Sincer mi-ar ajunge pentru un upgrade ceva. Uite, de exemplu, ia să văd aici Jesse. Star Power pe Jesse. Bine, tată, bine. Bun, hai să vedem să unde mai avem noi. Uite, s-ar putea să întrebească, uite, da-mă la gear, mă, întrebe gear. Gear 1, gear 2, ok. Sau cum se pronunță, jar. Uite, pot să dau, de exemplu, upgrade, ia să văd, la cine pot să dau upgrade, să-l fac de power 10, dar nu știu dacă reușesc eu să fac de power 9 de-abia. Pe Piper aș putea să fac mai lejer de power 10. Mă uit așa să văd pe cine aș mai putea. Sau pe Bell, bă, îmi doresc foarte mult. Eu știți că sunt fan Bell. Power level 9. Bă, dar cum, bă, frate, de-abia la power level, la power 9? Cum de nu am deblocat? Stai puțin, că eu nu pricep ceva. Stai puțin așa. Da, mă, power level 9. Nu înțeleg de ce e deblocat aici la star power level 9. Ok, pe Nita aș putea. Și pe Nita, că și Nita o folosesc. Sincer, o folosesc mai mult pe Nita decât pe Shelly, pentru că, na, momentan Shelly e la rang 25 și mi-e mai greu. Bă, să dau și eu upgrade la Dynamite, uite, 1250. Pe cine spuneți voi, la cine spuneți voi să dau un upgrade? Oricum vreau să-i dau upgrade, pentru că, de exemplu, dacă dau upgrade, oare câte? 1875 îmi trebuie ca să dau upgrade. Oricum mai trebuiesc power points, deci o să mai dureze ceva. Hai să dau cuiva. Unde? Deci v-am zis, o să vreau pentru prima oară să fac power level 10 pe Shelly. Sper să reușesc. Cu siguranță o să reușesc. Deci pe cine spuneți voi? Pe Dynamite? Ca să iau și o star power ăla în care sare? Pe Brock, Dynamite, cred că o să fac pe Dynamite, da, că îl folosesc pe Dynamite, bun, frumos, îl folosesc pe Dynamite, oricum trebuie să-i fac rang 22, deci e ok. Și mi s-au deblocat, practic, și Star Power pe Dynamite. Ar fi fost bine să fac box opening după ce i-aș fi dat la Dynamite, dar e ok și așa văd că am un gadget pe... oare eu să iau gadgetul ăsta pe... Nani? Bă, eu sincer l-aș lua. Chiar de-am 1200 de coins acolo, parcă l-aș lua. Pentru că oricum o să mai dureze până o să fac eu rost de power points pe Shelly. Da, mai trebuie mult power points. Uitați-vă puțin, mai trebuie 700, frate, 750 de power points. Fai, și e mult rău. Asta doar dacă o să cumpăr Brawl Pass-ul și atunci o să am Power Points și practic o să am și coins pentru că o să fac box opening. Deci eu zic că merită să iau sau decât să, stați așa puțin că fac chiar o prostie, decât să iau gadgetul de pe shop, mai bine aș da upgrade. Ia să văd. Să-i dau upgrade la Brock sau să iau gadgetul. Nu știu ce să fac. Eu zic să iau gadgetul, pentru că și pe Nani îl folosesc. Da, eu zic să iau gadgetul de pe shop. Da, o să fac asta. Așa că am luat încă un gadget. Dacă tot am făcut rost de gadgeturi. For the next time, Nani takes damage from an enemy. Ok, bun. Și mai îmi rămân 228. Asta e. Deci, eu sper că v-a plăcut acest episod. Vă mulțumesc tare mult și ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!